Bună ziua, dragi iubitori ai cărților Herald, din nou împreună la Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vom vorbi despre o carte minunată din colecția Înțelepciunea Inimii. Este vorba despre Rumi, Jalal Uddin Rumi, Oceanul Sufletului. Înainte de a începe propriu-zis discuția noastră, aș vrea să vă reamintesc faptul că de pe data de 3 până pe 10 iunie, campania Pe Calea Inimii, intrând pe site-ul editurii Herald, veți găsi cărți minunate din această colecție, Înțelepciunea Inimii. De asemenea, vă invităm în urma acestor înregistrări să intrați pe pagina de Facebook, pagina oficială a editurii Herald și să lăsați un comentariu, o întrebare pentru invitații noștri și, așa cum vă spuneam în înregistrările anterioare, lăsând acest comentariu, interacționăm cu dumneavoastră. Cel mai interesant comentariu, cea mai interesantă întrebare va fi recompensată, premiată cu o carte la alegere din această colecție minunată Înțelepciunea Inimii. Acum, în cadrul campaniei Pe Calea Inimii, vorbim despre Oceanul Sufletului. De asemenea, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, cu ocazia acestei campanii, veți găsi cărțile din colecția Înțelepciunea Inimii cu o reducere de 40%. Eu am să prezint la cameră și cartea Rumi, Oceanul Sufletului, carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii. Au fost chiar trase mai multe tiraje, un interes foarte mare pentru acest mare poet sufi, Rumi, și l-avem și astăzi alături de noi pe domnul profesor Teodoru Ghiondea. Oceanul Sufletului întrețese fabule, scene desprinse din viața de zi cu zi, revelații și exegeze coranice, precum și considerații metafizice într-o tapiserie vastă și complexă. Rumi era convins că folosirea muzicii, a poeziei și a dansului este o cale de a-L atinge pe Dumnezeu. În concepția sa, muzica îl ajută pe credincios să își concentreze întreaga ființă asupra divinității atât de intens încât sufletul său este totodată nimicit și înviat. Practicile dervișilor rotitori, despre care vom vorbi cu ocazia acestei cărți, practicile dervișilor rotitori au devenit un ritual pornind de la aceste idei. Învățăturile lui Rumi au stat la baza înființării Ordinului Mevlevi sau Ordinul Dervișilor Rotitori. Vom vorbi, bineînțeles, și despre Sama. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, la data apariției acestei cărți, dacă nu mă înșel, în urmă cu 3 ani și jumătate, a fost un eveniment editorial, un eveniment cultural și, așa cum spuneam puțin mai devreme, un interes foarte crescut din partea cititorilor Herald. Cum ați simțit această carte și cine este până la urmă sultanul iubirii, Jalal Uddin Rumi? Am spus de fiecare dată când am avut ocazia să vorbesc despre Jalal Uddin Rumi și despre ceea ce a apărut la editura Herald, că așa cum ne-a obișnuit de fapt editura Herald, cele mai multe din cărți sunt adevărate evenimente spirituale mai mult decât evenimente editoriale. Pentru că ăsta este și scopul principal, din câte am înțeles eu, din câte am înțeles și cititorii, este scopul principal al acestei edituri. Și eu cred că a făcut față cu brio întotdeauna și a corespuns așteptărilor dintre cele mai diverse, de altfel. Și este firesc să fie așa. Jalal Uddin Rumi este un sultan. Este un sultan din punct de vedere spiritual. Și asta pentru că, așa cum spuneați adineauri, fiind numit sultanul iubirii, întotdeauna e greu să nu te gândești la celălalt sultan, sultanul cunoașterii, care este Muhyiddin ibn Arabi. Sunt cele, aș spune că în toată literatura sufită și în tot ceea ce înseamnă tasawuf,
pentru noi, cel puțin pentru europeni, dar nu numai pentru noi, dar pentru că noi suntem europeni și avem acces de vreo 100 de ani la înțelepciunea orientală și inclusiv la cea sufită, aș spune că sunt cele două căi principale de realizare spirituală. Pentru că una este prin cunoaștere, de asta Ibn Arabi este numit sultanul cunoașterii, celălalt este prin iubire, și anume Jalalul din Rumi. Jalalul din Rumi este interesant că și istoric cei doi s-au întâlnit. Jalalul din Rumi era foarte mic, era copil și împreună cu tatăl său, Bahauddin, au fost să-l viziteze pe marele Sheikh al-Akbar, pe marele Sheikh, nu? Cel mai mare Sheikh al Islamului, nu? Cum era numit Muhyiddin ibn Arabi al-Tayyi al-Maghribi. Și atunci se spune că sultanul cunoașterii a spus: văd un lac în spatele căruia se află un ocean. Lacul înțelepciunii era tatăl lui Rumi, iar oceanul înțelepciunii era Jalalul din Rumi, copil atunci fiind. Este foarte interesant pentru noi pentru că ne apropiem mai ușor întotdeauna de Jalalul din Rumi, mai ușor decât de Ibn Arabi. Ibn Arabi este un autor extrem de dificil, pentru că, sigur, la nivelul cunoașterii, lucrurile sunt atât de speciale în ceea ce privește tasawuf, în ceea ce privește ezoterismul islamic, încât, într-adevăr, necesită o pregătire prealabilă, teoretică, destul de serioasă și înainte de această pregătire teoretică, mai necesită ceva. O pătrundere în ambianța sapiențială a tradiției primordiale, ceea ce presupune un alt autor și sigur că editura Herald a răspuns cu brio acestui comandament, și anume opera lui René Guénon, care, într-adevăr, te pregătește ca să abordezi nu numai sufismul, să abordezi orice fel de tradiție. Jalalul din Rumi este mai apropiat și suntem mai sensibili la el, pentru că el este un reprezentant, aș spune, al sensibilității intelectuale prin excelență. Poezia este un lucru cu totul special, am vorbit de atâtea ori de ea. Poezisul și pentru greci este un mod de a pătrunde în lumea zeilor, de a avea acces la nevăzut. Sunt lucruri pe care nu le putem exprima, sunt lucruri pe care nu le putem experimenta mental, prin gândire. Și atunci intervine intelectul, care, așa cum știm, pentru cei vechi și pentru tradiția primordială și pentru tradiția metafizică, sediul lui se află în inimă, în inima calitativă, evident, nu în inima anatomică, în inima calitativă. Și atunci, cel care vorbește inimii, ca să pătrundă la intelect, să pătrundă în intelectul din ea, este Jalalul din Rumi. Prin urmare, există un raport de complementaritate între cei doi și asta este foarte important. Și pentru asta, eu personal m-am bucurat foarte, foarte mult și a fost o ocazie excepțională, nu, când editura Herald a publicat, i-a publicat și pe unul și pe celălalt. Adică cititorul român are posibilitatea să pătrundă în această versiune a înțelepciunii din totdeauna, a înțelepciunii perene, prin ezoterismul islamic, având două căi de pătrundere, și a spune că ar trebui să înceapă cu Masnaui, de care ați vorbit, pentru că celelalte opere ale lui Jalalul din Rumi, care probabil cu timpul vor apărea și ele, sigur mă refer la Fihi Mafihi, care este opera în proză, mai sunt rubaiatele care au fost traduse, o parte din ele, și este acel Divan Shamsi Tebriz despre prietenul și maestru lui Jalalul din Rumi, un personaj cu totul enigmatic și un personaj așa cum a fost pentru spiritualitatea europeană, oarecum Böhme, și întâlnirea lui Böhme cu acel
vizitator, când el era copil, acel vizitator enigmat, misterios, la fel se întâmplă și cu Rumi. Acum, sigur, poezia lui Rumi este o poezie specială. De altfel, Masnaui, chiar numele Masnaui, provine de la forma poetică în care este scris, prozodică, de la prozodie. Este vorba de poezie pentru că poezia față de proză are o foarte mare calitate. Și anume, ea poate să spună ceea ce gândirea discursivă nu poate rosti. Îmbinarea cuvintelor și, dincolo de asta, din această îmbinare a cuvintelor, este posibilă, prin această îmbinare a cuvintelor, este posibilă transmiterea unui influx spiritual. Și asta știm de unde? Știm de la ceea ce numim noi în area europeană mari poeți, care au fost traduși, mă refer la poeții orientali, care au fost traduși, fie că sunt din tradiția chineză, tradiția Zen, eu știu, persanii și așa mai departe, dincolo de tradiție, de traducere, ți se transmite un sens pe care sigur că ai beneficiat de el mult mai mult dacă l-ai citit în limba originală. Însă o limbă nu este numai un mod de comunicare, în primul rând este un mod de gândire. Și aici este o altă problemă care sigur nu putem să o abordăm acum. Însă ceea ce este important este că poezisul este o cale de aflare a adevărului. Iar poezisul nu poate fi rupt de iubire. Nu se poate, pentru că pătrunderea aceea într-o altă formă a adevărului, într-o formă mai sensibilă, necesită o anumită stare interioară. Ori starea aceasta interioară este iubirea. Iubirea este premergătoare înțelepciunii, spuneam noi, este premergătoare cunoașterii. Știm chiar din Vechiul Testament că expresia pentru unirea într-o iubire totală, nu? Atunci când avea loc chiar contactul, când avea loc căsătoria, cum să spun eu, consumată, nu? Se spunea despre el, despre Mire, că a intrat la ea și a cunoscut-o. Vedeți ce legătură extraordinară între iubirea Mirelui cu Mireasa și cunoaștere. Și a cunoscut-o. Ei formau împreună un singur tot. La Rumi, iubirea provine tocmai din această sensibilitate extraordinară a intelectului de a surprinde ceea ce Dumnezeu lasă să fie surprins de om. Temele în Masnaui este uriașă. Ea are peste 25.000 de distihuri. Este foarte complicat acum să facem o analiză a ei, pentru că nici nu cred că ar avea rost, mai ales că noi la editura Herald, nu, avem două variante a ei și care sunt complementare, una se numește chiar Masnaui, apoi o selecție făcută într-un anumit sens și care a dat Oceanul Sufletului. Ceea ce înseamnă că, spun eu, că s-a insistat fericit asupra operei lui Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi nu este numai la originea acestei practici mevlevi a dervișilor rotitori. Înainte de toate, el a format o școală, adică el a format o direcție spirituală care, cel puțin în Orientul apropiat, în Turcia în special, a trăit la Konya și acolo este mormântat, nu? De altfel și numele spune asta, că este din lumea, cum să spun eu, venise în lumea Bizanțului. De asta se numește Rumi. Nu? I-aș spune, cu toată, așa, cu unele rezerve firești, i-aș spune Bizantinul, ca să spun așa. Nu? Romei, știm lucrul ăsta. Faptul că dincolo de versului, dincolo de mesajul scris, dă posibilitatea practicării acestei înțelepciuni, practicării iubirii într-o relație directă, rituală cu Dumnezeu. Și așa apare ordinul dervișilor rotitori.
spectacolul, pentru că el e considerat un spectacol astăzi, sigur, nu o să fie nimeni invitat într-o sesiune autentică a dervișilor rotitori, pentru că nu este posibil, trebuie să ai o anumită calitate, trebuie să ai o anumită calificare spirituală, nu se poate, este o regulă, de altfel pentru toate ordinele inițiatice, ele, la partea inițială, partea pregătitoare a unui ritual comun inițiatic, poate fi chemat cineva care este sau nu este musulman, de exemplu. Dar ca să participe, să fie chiar spectator la ritualul comun propriu-zis, trebuie să ai ceea ce se numește pregătire, să ai inițiere. Deci nu poți să... Ceea ce vedem în Turcia și unde vedem în altă parte, este un spectacol care redă momentele principale. Da, e mai, mult o treabă de, hai să spunem, de divertisment și de suscitare, și de suscitarea interesului turiștilor pentru astfel de spectacole. E ca și cum un turist străin ar veni în România și, apropo de dans inițiatic, i-am prezenta un spectacol cu călușari. Da, care este un dans foarte interesant, dar dacă mi-ați permite, pentru că vorbim de dervișii rotitori și că vorbim de această legătură minunată între partea teoretică sau, dacă vreți, teologică, pentru că este o teologisire, este o vorbire despre Dumnezeu până la urmă, nu? Aș compara-o cu Hora. Pentru că ceea ce se întâmplă în ritualul dervișilor rotitori este o horă. Este o horă. Faptul că hora tradițională avea un cioban care, sau un, mă rog, un țăran care cânta la fluier. Aici avem neiu, care este un fluier. Nu e vorba de nai, este vorba de nei. Neiu este un fluier. Seamănă cu cavalul. De altfel, și cuvântul caval am aflat și eu destul de târziu că este de origine turcească. Deci nu este român 100%, de origine românească 100%. Deci este un fluier. Care este semnificația? Pentru că asta este foarte important. El este un vehicul, fluierul, neiul, este un vehicul pentru suflu. Or, suflu este esența vieții. Este ceea ce spune Vechiul Testament, că Dumnezeu a suflat suflare de viață, nu? În om. Acesta este suflul din nei. Este o tânguire acolo. De altfel, Masnaui, primele 18 distihuri, să știți, din Masnaui, sunt folosite ritual în cazul ritualului comun al dervișilor rotitori. Chiar el este recitat de fiecare dată. Este partea care se numește Nat sau Taksim. Chiar cu asta începe, cu Masnaui începe. Acest suflu este cel care ține dervișii într-o formă de cerc care reprezintă lumea și care reprezintă întregul univers. Ei se numesc derviși rotitori pentru că, având o îmbrăcăminte specifică, nu avem timpul suficient ca să vorbim despre piesele vestimentare, care sunt extrem de importante. Numai acea capelă înaltă pe care o au, acel fes înalt, reprezintă piatra de mormânt. Sensul vieții pentru generalul Dumnezeu, care este sensul vieții? Sensul vieții este drumul de la naștere la moarte ca o înălțare, ca un zbor. Este o rotire a aștilor, este o mișcare, de fapt, în jurul axei sale, fiecare dansator sau fiecare participant se mișcă în jurul axei sale și se rotește în jurul centrului, în care la un moment dat se află șaihul care conduce acest ritual. Șaihul acesta este reprezentantul Allah pe pământ, el este centrul lumii și în jurul lui gravitează fiecare participant și fiecare om în parte, care la rândul lui se rotește în jurul propriului centru, arătând cu mâna dreaptă și cu mâna stângă, făcând semnul androginului primordial, arătând cerul și pământul. Pentru că omul,
așa cum spune Masnaui de atâtea ori, este un interpret al lui Dumnezeu și un locțitor al lui Dumnezeu pe pământ. Pământul, toată creația este făcută de Dumnezeu pentru om. Nu este omul făcut pentru creație, ci creația este făcută pentru om. Prin urmare, el orice face, orice mișcă, orice gândește, orice spune în timpul vieții, are semnificație și are reverberație, are consecință în planul universului. Și pentru asta el este un participant și încearcă să reconstituie acest drum spre moarte. Spuneam altă dată și am spus-o de mai multe ori, viața este o moarte amânată. În sensul că, din momentul cum spune Blaga, vă duceți foarte bine aminte, oprește, Doamne, ceasul cu care măsori destrămarea. Viața întreagă este un mers între clipa nașterii și clipa plecării în lumea cealaltă. Lumea nu se termină, sau parcursul omului nu se termină odată cu moartea lui corporală. Și pentru asta toate riturile, până la urmă, au punctul culminant, apexul superior al oricărui rit, este pătrunderea în lumea cealaltă. Lumea cealaltă este convergentă. Lumea cealaltă este în continuarea acestei lumi. Asta ți arată și dansul dervișilor rotitori. La rugăciunea de încheiere, rugăciunea de încheiere este o rugăciune prin care se consfințește încă o moarte. Este o cascadă de morți toată existența umană. Asta spune Gelaluddin Rumi. Iubirea care te leagă de Dumnezeu este o întoarcere a iubirii lui Dumnezeu către tine, pentru că el iubește atât de mult omul încât i-a dat posibilitatea să-l și nege. Așa spune literatura sapiențială sufită. Această dragoste îi întorci ca și ritualul. Rugăciunea este un mod de existență, o spune de nenumărate ori. El folosea, Jalaluddin Rumi, folosea o rugăciune pe care profetul Muhammad o rostea. Era o rugăciune de preferință, i-am spune noi, și anume se numește rugăciunea luminii. Totul este o lumină. Allah este lumina cerurilor și a pământului. Cu asta începe unul din versetele importante ale unei surate din Coran. Or, spre această lumină tinde practicantul. Spre această lumină, adoratorul lui Dumnezeu tinde spre această lumină, pentru că această lumină o are în el. O are în el și ea nu poate să strălucească și ea nu poate să-l conducă dacă ea nu este un elixir al iubirii. Raportul între iubire și cunoaștere nu poate fi ignorat niciodată. Jalaluddin Rumi are în istoria vieții lui o întâlnire cu totul extraordinară, e vorba de acel Shams din Tebriz sau Soarele din Tebriz, în traducere, care a apărut la mijlocul vieții lui Jalaluddin Rumi, la vârsta de 34-36 de ani, și care i-a schimbat complet traiectoria spirituală. A stat împreună închis cu el, unii spun 40 de zile, alții spun 1001 de nopți, și iată că ajungem la vestita culegere de basme, Halimaua, nu? De 1001 de nopți, care nu este doar un corpus de legende. De povestioare, da. Sigur că da, ci are un impact inițiatic, are un conținut inițiatic și impactul este spiritual. Pentru că cei care făceau parte din ordinul dervișilor rotitori făceau retragere, cum făcea Jalaluddin Rumi, făcea retragere în Hanka, în locul de retragere, în celula de retragere, de 1001 de nopți. 1001 de zile, 1001 de nopți. Fiecare era cu sensul și așa mai departe. Lucru care, de altfel, vreau să vă spun că se practică și astăzi. În piețile de Maghreb există întotdeauna un povestitor orb care vine dimineața, își pune
tasul de metal în față ca să pună, cei care ascultă, să pună un bănuț și el în fiecare zi vine și povestește până la apusul soarelui, până la rugăciunea de Maghrib, el spune poveste. Și în fiecare zi face asta și asta o face pe tot parcursul vieții lui. Și acum, ăsta este modul de... Povestea are poezia ei. Chiar dacă ea este în proză spusă, substratul ei este poetic al unei povești, al unui basm. Nu? Acum, în Oceanul Sufletului găsim majoritatea temelor spirituale. Nu? De la descrierea iubirii, intelectul uman ca reflectare intelectului divin, ce este maestru spiritual, suprimarea sinei, ce este lumina, ce este cunoașterea adevărată. Astea sunt temele, deci este o culegere totală. Este tot ce poate fi spus despre înțelepciunea omului în raport cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Unele lucruri, sigur, sunt spuse direct. Cele care sunt spuse direct, cu siguranță că alegerea celui care înțelege și a celui care nu înțelege se face pe loc. Altele sunt spuse sub forma poeziei sau a unei povești. O parabolă. Suntem obișnuiți cu parabolele din Evanghelii și sunt de puterea parabolelor evanghelice. Adică nu este o simplă, cum să spun eu, adunare de povești sau e vorba de o transmitere a înțelepciunii divine într-o formă accesibilă. Este foarte complex Masnaui. Se numește Oceanul Sufletului și e un titlu foarte bun pentru această colecție, pentru această selecție din Masnaui, pentru că, într-adevăr, sufletul, văzut în feluri diferite, pentru că în islam și în tasawuf se vorbește de suflet în mai multe sensuri. Există un suflet care te îndeamnă la rău, și aici sigur că e vorba de sufletul, de obicei, apetent, cum îl numea Platon. Există un suflet prin care cunoști și acela este sufletul noetic, aș zice, la Platon. Există și un suflet care este un motor și o motivație pentru existența în lume și acesta este, la Platon, ar fi sufletul apetent sau voința. Jalaluddin Rumi are un vers extraordinar care spune foarte mult în privința acestui ocean al sufletului. El spune, marea care sunt s-a scufundat, s-a înnecat în propriile adâncuri. Stranie mare ce sunt. Și aici face referire la cele patru realități conținute una în cealaltă, în ceea ce privește constituția omului, de la pieptul omului până la inima omului și de la inimă la adâncul inimii lui și până la centrul ființei lui, tot așa pătrunde, dar se produce o sensibilizare prin text, prin ceea ce transmite, o sensibilizare a acestei practici. Sigur, sunt foarte mulți poeți cu care el poate fi comparat, dar el este unic prin faptul că aduce în sprijinul, aduce poezia în sprijinul, în sprijinul acestei transmiteri directe a adevărurilor fundamentale, spirituale. E un lucru care a fost comentat, contestat de foarte multe ori, Sama, sau spectacolul spiritual, nu? Care este o sumă, am spune noi, de gesturi, formule spirituale, formule rituale, muzică, dans, mișcări specifice. Nu? Ele au fost contestate de foarte mulți. Spre exemplu, cei mai contestatari, ca să spun așa, dintre toți, până la urmă sunt wahhabiții, care știm, sunt de 200 de ani în Arabia Saudită și încearcă să se impună în tot Maghrebul, în tot Nordul Africii. Însă, dincolo de această contestare, cu siguranță că există un temei absolut tradițional și recunoscut ca fiind o modalitate inițiatică de practică spirituală.
și el este, el a fundamentat și prin Masnaui și prin tot ceea ce a scris, prin Fihi Mafihi, prin Rubaiate, prin Divan Shamse Tabriz, el a fundamentat până la urmă această modalitate, aș spune eu, directă, la care sigur că omul modern are mai puține posibilități de asimilare. Dar cu deschidere și cu, cum să spun, bunăvoință, din punct de vedere spiritual, evident că putem înțelege foarte multe lucruri de aici și ele nu sunt străine de ceea ce trăiește și un creștin, din ceea ce trăiește și un cineva de un alt, de o altă confesiune. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte minunată, Oceanul Sufletului Rumi, învățăturile lui Jalal Uddin Rumi. Vă mai prezint încă o dată la cameră. Smulg așa un soi de, încerc să smulg un soi de promisiune din partea domnului profesor Teodoru Ghiondea de a continua această discuție despre Rumi, despre Ordinul Dervișilor Rotitori, despre muzica mistică, despre dansul sacru inițiatic, despre rugăciune, despre dicr, despre sama și despre multe alte lucruri într-un episod viitor în care voi prezenta cartea despre care domnul profesor Ghiondea a vorbit, carte care de altfel include și Oceanul Sufletului, este vorba despre Matnaui de Rumi. Nu uitați campania noastră Pe calea inimii până pe data de 10 iunie, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, găsiți cărțile din această colecție Înțelepciunea Inimii cu o reducere de 40%, și de asemenea nu uitați să ne scrieți la aceste episoade, la aceste emisiuni, cărți deschise pentru minți deschise. Așteptăm comentariile dumneavoastră, întrebările pentru invitații noștri și, cum vă spuneam, cel mai interesant comentariu, cea mai interesantă întrebare va fi premiată cu o carte la alegere din această colecție Înțelepciunea Inimii. Până data viitoare, vă doresc o zi minunată și lectură plăcută. La revedere!